Mulțumim mult pentru palme! Ai, ce frumos jucați! Știți cum? V-am încins așa la o horă din aur, dar la un moment dat începuse mai de pe jur un pic o țărănească dintre asta minunată de-a noastră și se ridica așa o leacă de praf și venea încoace și zic, mamă, praful ăsta iese doar cu țuică. Nu poate să iasă cu altceva, dar fără țuică nu iese. Vă mulțumim mult că reacționați așa, vă mulțumim mult că sunteți așa. Și în egală măsură vă și mulțumesc și vă felicit din toată inima, vă fericesc pentru că sunteți așa, faceți parte dintre oamenii, dintre sufletele pe acest pământ care înțeleg că unicul privilegiu este viața.
Și doar de noi depinde cum ne o trăim viața în fiecare zi. Dacă ne o trăim mai frumos sau mai puțin frumos. Vă felicit din toată inima pentru că ale sărăți, vorba teleoltenilor, că ale sărăți să petreceți frumos această zi minunată aici la dumneavoastră la Limanul. Eu le mulțumesc din toată inima organizatorilor, mulțumesc domnului primar, mulțumesc Consiliului Local și tuturor celor care s-au învrednicit pentru această organizare minunată. N-am crezut că o să găsesc atât de bine organizat, de când am intrat de acolo și am văzut eu toaletele alea aliniate, așa zic, aoleu. Aoleu, păi nici pe la case de alea foarte mari nu găsim așa. Așa că eu îi felicit din toată inima să le țină Dumnezeu năravul și să-i mai îmbolnăvească și pe alții. Că mai... Că e... Așa se face, domnule, așa trebuie făcut. Bun, vă spuneam mai devreme despre taraful lăutare din Telorman. Eu de fiecare dată palmele pe care le iau de la dumneavoastră le împart cu dumnealor. Cu Aurel Lăutarul la vioară, cu Robert Adam la bas, la contrabas, cu Janel de la Drăgănești la țambal, cu Ionel Pascu la acordeon și de fiecare dată cu colegii care asigură scenotehnica și sunetul evenimentului. Iar de această dată avem bucuria de a ne întâlni cu niște adevărați profesioniști. Nu știu cum se aude în față, dar pe scenă se aude excepțional. O doamnă de acolo zică, se audă tare. Păi trebuie să se audă tare ca să se audă până în spate. Se audă toată lumea. Da, bravo, îmi place când dăm de profesioniști, asta e mare lucru. Cum, părând, vorbiți părând, că dacă vorbiți toți odată, parcă suntem la televizor. Cine? Îți furară papucii? Păi, mata, n-auziți ce cântai o fire al dracu din papuc, eu te-am făcut, eu te rup. Am grăit cu ciubotari, dar poi mine iau alții mai scumpi, mai tari. Lasă-i, domnule, de papuci. Bine că încă e vremea bună și putem să stăm fără papuc. Și să știi, mata, că e bine să simți așa energia pământului direct de la țărână, așa, cu piciorul. Că iarba săraca de aia e un pic pârlită de vara asta, care a fost cam săgetoasă, e adevărat. Bine că spun al papucii, mă bucur, cinstim pentru treaba asta. Așa, Neaurele, mi-aduc aminte de mult cum eram și acum cum ești, eu totul tachinez care are părul alb, dar eu respect foarte mult pe cei care au părul alb și mai ales pe cei care au trecut așa prin viață făcând năstrușnicii multe. Neaurele, zi! Să vă mulțumim,
mai spune ca muierea pe pământ. Cu sufletul te îngrijește, la mine primește, să ne doamne muiera, mă, și pe mine lângă ea mai lângă, hai că-ți-aică. Marine la nota ta, marine, marine, toate urme de jucare, în băina de marine, nu mai când am jucat, marine, marine, ce dea poartă și jăleamă, băința de marine, băi.